În două cuvinte, că demersul procurorului a fost admis, l-am îndoi învinuiți, adică a fost aplicat măsură preventivă, arest preventiv și eliberat mandat de arest pentru 30 de zile. La momentul sunt escortați în izolator de urmărire penală Centrul Național Anticorupție și, evident, vom procede la efectuarea acțiunii cu participarea lor și, evident, alte acțiuni cu fond planul acțiunii de urmărire. Și au recunoscut vina? La moment ambii nu recunosc vinovăție. De sarcina noastră, adică să administrăm probe, să dovedim. Mai aveți și alți suspecți? La momentul nu vă pot spune concret, adică alt suspect o să fie. Deja să vedeți după ce noi să atribuim calitatea procesuală. Nu vă comunica, fiindcă să nu fie în detrimentul caracterului obiectiv și adică acțiunile mării care urmează fie efectuate în privința persoanei. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe cutii sigilate. Ce au fost în acele cutii? Evident, au fost mijloace tehnice de informare, sticuri de memorie, toate mijloacele, adică portabile, cu privire la comunicare, la cu privire la înregistrare.